numesc Vasile Gavriuc, sunt președintele Institutului Bucovina și cu mare drag consiliul Beatra Neamț pentru a desemna un proiect pe care îl avem în implementare pentru cei pe care țin afară, pentru diaspore, și tot cu mare drag spunem că avem fonduri și pentru nepțeni. Nu e doar pentru proiecte de start-up în afaceri, Suceava sau Botoșani. În consorțiu suntem 4 parteneri, Asociația Europeană de Drogați Mai Bună, Institutul Bucovina, sediul la Suceava, AVB-ul este la București, Camera de Comerț de la Vaslui și Artis din Belgia. Bine ați venit! Bine, vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre și într-o zi atât de frumoasă aici în Ștran, lângă alte activități de băduriri, așa cum mi-a zis deja domnul primar la sesire, iată că se întâmplă și aceste activități de promovare a afacerilor. Încercăm să semănăm niște semințe pentru afaceri în zonă, care ar trebui să îmbunătățească și COP și starea comunității. Vreau să-i dau cuvântul domnului primar, pentru că știu că e prins în foarte multe activități și se mulțumesc pe această cale că a dat curs invitației noastre. Și, bineînțeles, cred că o să vă transmită și un mesaj de încurajare a antreprenoriatului din zonă, așa cum o face de fiecare dată. Mulțumesc, bună ziua tuturor, Dragoș și Frix, în prima oară în municipiul Piatra Mea, pentru cei care nu sunt de ei sau nu mă cunosc. În primul rând, vreau să vă spun că ne aflăm într-o ocazie care eu o consider o reușită. Și spun asta pentru că și s-a făcut dintr-un parteneriat între primăria, care a fost proprietarul acestei clădiri, și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, cea care, după cum bine știți, gestionează foarte multe fonduri europene. Am spus și atunci când s-a deschis acest Rubik Hub, faptul că mi se pare cea mai bună investire a banului public. Înainte a funcționat aici un restaurant care câțiva ani a stat închis și practic nu producea nimic. În loc în care se întâlnesc cei care vor să deschidă o afacere, în loc în care chiar și cei veniți din afara țării, care s-au întors în România, pot primi informații despre cum se pot dezvolta în România după o perioadă de timp în care au lipsit și în care probabil s-au rupt puțin de realitatea de la noi. Eu aș spune că aș încuraja pe toți cei care vor să se întoarcă în țară să încerce să-și deschidă o afacere. Aș mai spune și faptul să nu creadă cineva că este ușor să facă acest lucru, mai ales după o perioadă în care persoanele au lipsit din țară, lucrurile s-au schimbat, legislația s-a schimbat, odată cu intrarea în Europeană, în 97, au apărut reguli noi, dar vreau să răspund tuturor că merită să încerce, dar totodată să fie foarte atenți la ceea ce își doresc să facă și să-și gândească foarte bine afacerea pe care vor să o pornească. Aceste workshop-uri, aceste întâlniri în care oameni cu experiență, oameni care au studiat în domeniu, prezintă detalii despre începerea unei afaceri în România, cred că sunt foarte utile și pot reprezenta un punct de plecare pentru lansarea unei afaceri proprii aici în România. Eu vă spun că se poate și vă spun că merită încercat. Și chiar am curajul să lansez o invitație către românii plecați în străinătate, poate fi timpul să se întoarcă acasă și dacă se întoarcă acasă, o alternativă, cred eu, viabilă, poate fi începerea unei afaceri în România. Cu foarte multă seriozitate, cu foarte multă muncă, cu foarte multă atenție la tot ceea ce se întâmplă în jur, eu sunt convins că se poate reuși. În ceea ce mă privește în calitate de primar al acestui oraș, credeți-mă că încerc să sprijin prin ceea ce putem ca autoritate publică locală deschiderea unor afaceri în Piatra Neamț. Nu avem foarte multe pârghii din păcate, dar atunci când avem, le folosim și sper eu ca cei care vor alege municipiul Piatra Neamț ca și locație pentru desfășurarea unei afaceri să simtă că administrația publică locală asigură un primat e pentru a începe și pentru a dezvolta o afacere aici.
Felicitări tuturor celor care au organizat acest eveniment și mult succes participanților și mult succes în viitor după acest eveniment. Vă mulțumesc! Deja ați amintit foarte multe elemente din ceea ce urmează și noi să prezentăm. Faptul că suntem găzduiți de Rubik Hub. Deja domnul primar a făcut introducerea și cred că era de bun augur pentru că am venit la dumneavoastră în oraș și e un proiect al primăriei și ADR. De asemenea, această activitate nu va fi moderată de mine, vom avea un moderator care este și expert ADR, Carmen Fediuc, și o să-i predau imediat ștafeta. Dar nu înainte de a vă face o scurtă introducere, cine suntem noi, ce proiecte mai facem și de ce am venit la Piatra Neamț. Nu am venit întâmplător, pentru că aici sunt și oameni cu potențial, oameni cu experiență. Și noi colaborăm de ceva timp cu doamna Lidia, așa cum o știți și dumneavoastră, omul nostru de legătură de aici și chiar vreau să o invit să fac o introducere pentru că ne-am bucurat foarte mult de sprijin ei, de profesionalism și experiența pe care o are nu doar în proiecte, ci și în antreprenoriat. Ceea ce e foarte important ca să avem oamenii suport cu expertiză și capacitate să facă față tuturor întrebărilor. Știu că în sală sunteți și mulți reprezentanți ai rudelor plecați în afară, cei care au depus candidatura. Noi astăzi încercăm pe parcursul la 2-3 ore să răspundem la toate întrebările și de aceea să vă simțiți liberi în a pune întrebări atunci când considerați că e momentul. Deci nu ne formalizăm. Acum vreau să dau cuvântul doamnei Lidia Bădănei, care este și colega noastră excelentă și mulțumim pe această cale. Numele meu este Lidia Bădănei și m-am alăturat echipei pentru a ajuta județul Neamț să acceseze aceste fonduri, care sunt binevenite pentru toată lumea. Spunea cineva, eu nu mai sunt tânăr, nu fac afacere. Afacerile sunt pentru toate vârstele. Dacă ați văzut ampliant, e pentru toată lumea cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani. Deci nu numai tinerii au acces la finanțare. Bineînțeles că luăm legătura direct cu persoanele care intenționează să se înscrie în program. Ne-au ridicat foarte multe întrebări, ezitări, că nu au șanse. Este adevărat că nu toată lumea care se înscrie primește 40.000 de euro pentru a și dezvolta o afacere. Dar mai sunt și alte câștiguri. În primul rând faci un curs de antreprenoriat. Faci planul de afacere pentru o idee pe care o ai și poate nu reușești să o pui pe hârtie. Ai persoane calificate care îți acordă consultanță în timpul perioadei programului de antreprenoriat și dacă dezvolți afacerea, ai mentorat, deci cineva care te susține pe perioada pe un an și jumătate de funcționare a firmei pe care o înființezi. Deci sunt foarte multe oportunități. Câștigurile poate fi mai mici, mai mari pentru fiecare. Dar eu cred că fiecare are de câștigat dacă participă la acest proiect. Eu vă mulțumesc că ați venit. Și sunt persoana de legătură pentru toate întrebările pe care le veți avea. Mulțumesc! Așa cum ați observat, doamna Lidia este colega noastră și vă puteți baza pe sprijinul local, deși noi nu suntem chiar așa la o distanță mare, 90 de kilometri aproximativ, plus colegii mei care sunt în sală, Marian Lascu, după ce ați intrat în legătură cu el, este și managerul de proiect. Daniel Lungu este cel responsabil cu grupul țintă, Sanda și Raluca sunt la fel responsabili cu grupul țintă. Nu a venit singur, a venit și cu colegul meu Bogdan de la departamentul diaspora, din cadrul Consiliului Județean Suceava, pentru că acolo la Suceava avem un departament destinat sprijinirii diasporenilor pentru a se întoarce acasă, care se ocupă atât pentru promovarea proiectelor de start-up, dar și pentru alte nevoi, alte servicii care ar fi în sprijinul celor care se întorc după mult timp acasă și Dana, care este colega noastră de la o viață altfel și la fel se ocupă cu partea de promovare a proiectului. Deci suntem o echipă care am venit aici să încercăm să vă sprijinim în a accesa aceste fonduri. Nu o să intru foarte mult în detaliu în cadrul acestui program, pentru că colegii mei o să facă prezentarea,
Eu o să vreau să vă rețin încă câteva minute pentru a vă prezenta activitatea noastră a Institutului Bucovina. Ați văzut că locul e destul de non-conformist, așa, avem și pernele acestea, apare așa la prima impresie că îți doar de decor, nu, sunt chiar de stat jos pentru cei care vor să experimenteze. Cred că, în general, exact, și în general, programul acesta de startup este cumva un îndemn să îndrăznești. Deci, la fel ca și spații de aici, și mulțumim pe această cale Rubik Hub pentru găzduire. Este al treilea workshop pe care îl ținem în cadrul acestui proiect. În luna ianuarie am avut workshopul la Suceava, în luna februarie am avut workshopul la Botoșan, martie l-am lăsat cu venirea primăverii, că nu mai venea primăvara, tot am așteptat. Și iată că acum cu verde în jurul nostru și după sărbătorile de Paște am reușit să venim și la Neamț. Perioada de înscriere în cadrul programului a fost lungită până în luna mai și de aceea acest workshop încă mai are sens să-l dezvoltăm. Institutul Bucovina este o asociație fondată în 2011, are ca misiune sprijinirea dezvoltării durabile a comunităților din nord și nord-est României prin încheierea de parteneriate pentru învățare, organizarea și desfășurarea unor programe de formare profesională și, bineînțeles, promovarea educației continue a adulților. Avem și un site unde puteți vedea toate proiectele pe care le derulăm, ca și gen de activități ca departamente. În primul rând, suntem preocupați de atragerea de fonduri în comunitate și astfel am încheiat diverse parteneriate pentru a atrage câte mai multe fonduri și putem să spunem că în ultimii 4 ani am atras în jur de 6 milioane de euro în parteneriate diverse și cele mai mulți bani au rămas la noi în regiune. Organizarea de cursuri de formare profesională și specializare, suntem acreditați furnizori de formare profesională și dezvoltarea de proiecte inovare pentru dezvoltarea comunității. Aici încercăm să accesăm programul Erasmus, acel program atât de plăcut, atât mie, cât și colegii noastre Lidia, pentru că avem o experiență de lungă durată în a accesa astfel de fonduri care ne dau posibilitatea să cunoaștem diverse tehnici, să știm, să facem un transfer de know-how în România. Da, atragerea de fonduri în județul Suceava cu activități în antreprenoriat, am avut procesul cu proiectul Acces Plus. Cum vedeți, 2 milioane de euro, aici am dezvoltat centre de incluziune socială în 5 locații. Proiectul Social Economy for All, am dezvoltat antreprenoriat în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Astfel am înființat 3 structuri de economie socială cu activitate în producerea mobilierului din lemn masiv, de grădină în general. O fabrică de sticlă, care am deschis-o la Dărmănești, în mediul rural, și o întreprindere pe îngrijiri spații verzi la Oradea. Proiectul Ecour, la fel, am avut 6 structuri de economie socială pe care le-am dezvoltat în activități de promovare a turismului, deci o agenție de turism, o fabrică de ambalaje din carton, care este la Suceava, la Botoșani și la Maramureș am avut câteva structuri de economie socială pe valorificarea meșteșugurilor. Economia socială poate un viitor mai bun, la fel, aici au fost deschise 14 structuri de economie socială la nivel de nord-est, tot la fel cu activități diverse, de la îngrijiri spații verzi, la tradiționale, la comârla, sau o structură de economie socială pe despicat lemn. Deci e un aparat din ăla care despică lemnul și practic vinde lemn de foc. Locuri de muncă pentru oameni din mediul rural în special. Și proiectul Acasă, care de data aceasta ne-a mutat în urban, este un program care finanțează antreprenoriatul în urban. Poate sunteți la curent, în această perioadă sunt mai multe programe care dezvoltă și sprijină antreprenoriatul în urban și nu aș vrea să faceți confuzie cu Startup Nation, care nu știu să mă pronunț dacă e o reușită sau un eșec, dar să știți că avem și rezultate bune. Noi cel puțin nu am făcut consultanță și nici nu facem consultanță în a dezvolta proiecte, să spunem, ca servicii de consultanță. Toate proiectele pe care le scriem și le implementăm, suntem și noi implicați direct. Și am și câteva cazuri de beneficiari care au aplicat pe Startup Nation și chiar au mers foarte bine. Adică
chiar probabil a ținut foarte mult de data când ai aplicat, pentru că cei care au aplicat la început au deja și-au primit tranșele, cei care ulterior au întârziat cu banca, a fost o altă procedură. Aceasta este experiența noastră în antreprenoriat, deci nu suntem începători, avem deja câteva sute de locuri de muncă create prin a sprijini startup-ul antreprenoriat și mergem în continuare. Acestea sunt proiectele Erasmus în derulare pe care le avem. Cele mai multe au ca și, să spunem, ca misiune, sprijinirea educației și învățării în mediul rural. Cele mai multe din proiectele noastre, nu o să le amintesc pe toate, pot să vă spun chiar acesta, Cobalt, este un proiect care sprijină copii care au deficiențe de învățare. Cred că sunteți familiarizați cu acest fenomen care a luat amploare, copii cu autism, copii cu retard, care deja parcă nu mai au loc în școlile de masă, în învățământul de masă și se caută tot timpul o soluție pentru a include învățământul special. Este foarte greșit, noi nu promovăm așa ceva. Acești copii au nevoie de programe specializate de adaptare curriculară și prin proiectul Cobalt încercăm să facem o aplicație online pentru a sprijini profesorii să transmită informația direct diagnosticul acelui copil care are o deficiență de învățare. Alte proiecte, Skills, de exemplu, ajută foarte mult la alfabetizare. Noi lucrăm foarte mult în comunități unde e populația preponderentă romă, care nu au mers la școală și iată că se află în situația de a nu găsi un loc de muncă și prin proiectele Skills încercăm să utilizăm telefoanele și pentru că, bun, ei sunt analfabeti, dar au ultimul telefon. Hai să-l folosim pentru a învăța și atunci încercăm prin aceste proiecte și chiar avem rezultate remarcabile, cel puțin în comunități ca Gulea sau Valea Moldovei, din Suceava, lucrăm excelent și chiar avem rezultate bune. Acasă încurajează antreprenoriatul în mediul urban, în regiunea de nord-est a României, prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil de până la 40.000 de euro pentru cetățenii români care nu stabiliți în străinătate. Aici o să-i dau cuvântul colegului meu, Marian, dar deja moderatorul acestui eveniment îmi face semne că gata, stop. Cred că e o poziție confortabilă acolo și poți să te rog să preiei cuvântul. Mulțumesc, Vasile. Mulțumesc că ai făcut introducerea, dar la un invitat de seamă, cum a fost domnul primar, era normal să fii tu gata, ca să zic așa. Bună ziua tuturor! Numele meu este Carmen Fechiuc. Sunt sucedeancă, sunt persoana care s-a dezvoltat pe zona de scriere, implementare proiecte și consultanță în zona de sprijinire startup-uri, adică firme nou înființate. Am peste 12 ani experiență în zona asta de proiecte și consultanță și împreună cu colegii și partenerii de la Institutul din Bucovina, astăzi vrem să derulăm un workshop, interactiv, ne-l dorim. Motiv pentru care, după introducerea despre institut și toată activitatea lui și vechimea lui de aproximativ 7 ani, anul acesta fac 7 ani de activitate, este rândul nostru să ne prezentăm. Motiv pentru care eu am pregătit un mic joculeț. Pentru că suntem într-o locație foarte funky fresh, cum discut cu colegii mei de la ADR, și unde inovația este la ea acasă, vreau să facem această prezentare altfel decât ne-am obișnuit până acum. Și anume, în acest bol avem mai multe acțe. Unele sunt mai scurte, altele sunt mai lungi. O să începem așa, în ordinea de la stânga la dreapta și fiecare va lua câte o ață. În funcție de cât de lungă este această ață, atât de mult va vorbi despre propria persoană, da? Dându-o după deget, da? Spre exemplu, da? Sunt Carmen Fechiuc, sunt din Suceava, pot să dau mai încet sau pot să dau mai repede, dacă vreau să vorbesc mai mult, dau mai încet, dacă vreau să vorbesc mai puțin, dau mai repede, da? Ok, asta era un fel. Deci, Carmen Fechiuc, sunt din Suceava, am 12 ani de experiență în consultanță pe proiecte și astăzi voi modera aceste evenimente. Am depășit puțin, dar ca exemplu, da? Și începem. Și păstați asta după aia. Thank you.
trebuia să nu trebuia să fie mai serios un pic. Un pic mai tare aici, în spate. Și lucrez în străinătate. Unde? În Grosseto, Italia. Partea centrală a Italiei. Și vreau să mă întorc acasă, dar mai reușim să dezvoltăm un proiect. Avem un copil mic, un nou născut de 2 luni. Avem unul de 14 ani și ne-am săturat de Italia, cuvânt spus, și vrem să ne întoarcem acasă. Da. Mulțumim! Da, să domnule, de aia sunteți aici. Ați venit pe locul potrivit. Nu, împreună, a vorbit și pe dumneavoastră, am înțeles. Puteți sta și pe scaun, din ce plus. Laura, sunt aici pentru critica mea mare a Academiei în Germania și pentru că sunt foarte. Păstrați, când se termină bolul, puneți la mână, atunci ce da. Mă numesc Abocana Maria, sunt inspector debutant la biroul de planificare și implementare proiecte la primăria Târgu Neamț și dorim să facem mai multe proiecte în așa fel încât toți cetățenii orașului nostru se întoarcă acasă. Doamne ajută! Succes! Okay. Bună ziua, mă numesc Diacona Andreea, tot din Târgu Neamț, cred că la primăria orașului Târgu Neamț. Și vedeți proiecte de muncă, hai să vedem, avem baftă? Mă numesc Iulian Cornel Borza, fac consultanță organizațională în management operațional și producție pe metoda Kaizen Lean. Am fost plecat o perioadă foarte lungă în țară și am venit aici pentru a ajuta foștii mei colegi să întorc în țară. Foarte frumos! După 12 ani. Eu mă numesc Beatriz, am 26 de ani și sunt plecată în Italia de 20 de ani. Deci, practic, nu cunosc România deloc, dar am decis să mă întorc cu soțul meu să vedem ce înseamnă să stăm în România. Și sunt personal trainer și web designer și încercăm să facem altceva în România. Foarte frumos! Mă numesc Trepescu Angela, sunt avocat în Piatra Neamț. Sunt aici pentru copiii mei, Ana Isabela și Ștefan Florin. Ana Isabela este momentan avocat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar încetează contractul în noiembrie și dorește, evident, să vină, să înceapă afacere în România, iar băiatul este în Londra și chiar ar dori să vină în România să-și înceapă afacere. Sunt Adriana Trifan. Sunt profesoară de chimie și m-a rugat fosta mea colegă profesoară de franceză care lucrează în Germania să vin la cursul ăsta să aibă posibilitatea să vină înapoi. Foarte frumos! Doamna Lidia, știi numele dumneavoastră? Aia. Acum e sesiunea norocoșilor. Da, sunt Aurora Ene, mă numesc, lucrez la o firmă privată. Vin aici pentru numele fratelui meu, care este plecat de 7 ani, chiar 8 ani, în străinătate și am și un nepot, care e și plecat în străinătate. El este mai tânăr. De în ce țară? El e nepotul în Italia, fratele este în Austria. Înțeles. Ok, mulțumim. Mă numesc Presinaru Emil, sunt consilierul primarului Comunei Alexandru cel Bun. Am venit aici pentru a putea sprijini pe cei peste 1000 de locuitori ai comunei Alexandru cel Bun, care sunt în toate țările lumii. Foarte frumos, de apreciat, mulțumim, păstrați-o. Bună ziua, mă numesc Cristian Răzvan Alex, am fost și eu plecat, m-am întors, sunt aici pentru familie, dar și pentru prieteni. Succes tuturor! Mulțumim, ne ajută! Ziua, mă numesc Bogdan, stabilit de 16 ani în Italia, întors acasă de recent. Am vrea să deschidem ceva pentru un viitor mai bun sau normal, cred. Sau normal, mulțumesc. Cum vă doriți, suntem împreună. Am înțeles. Mă numesc Mona Dăune, sunt din Piatra Neamț, am propria mea afacere aici, am venit pentru un prieten din Italia.
Ok, mulțumim. Fiona Tabor-Toroc, cu ceva experiență în proiecte, doresc informații pentru copilul meu care este plecat în Danemarca. Frumos? Sunt Elena, sunt din Comuna Alexandru cel Bun. Sunt aici ca să mă pot întoarce eu și fiul meu din Italia. Mă numesc Gheorghiu Cristina de Vasile, sunt de la Comuna Farcașa și am venit astăzi aici pentru a descoperi, pentru a afla oportunități de afaceri pentru cetățenii din comună care sunt plecați în străinătate. Am înțeles. Și încercați să-i aduceți. Pentru, da, bine. Foarte bine. Mulțumesc. Mă numesc Ioana, sunt de la Primăria Căpilean și la fel doresc să găsim o părintă diferită pentru poate i-a zice mai You can speak in English. No? Ok. Elena Hohoho, sunt președintele Fundației Dezvoltare Locală Speranța, am 23 de ani experiență pe proiecte, vreo 40 ceva de proiecte implementate și am venit aici la invitația doamnei, în primul rând, Cornelia Șerața, pentru VASI, pentru că suntem colegi într-o federație și, de asemenea, pentru că sunt interesate tot ce înseamnă antreprenoria și mai ales antreprenoriatul social. Și să transmiteți informația mai departe. Mulțumim. Soția vorbește. Luăm la comun. Ce vrei tu? Aș vrea și la doamna. Mulțumesc. Suntem Maria și Marie Colomaru din Târgu Neamț și am venit aici pentru că putem accesa proiectele un fiu în Londra, din an jumătate și vrem cât mai repede să-l aducem înapoi. Și el vrea lucrul ăsta și dacă ar fi posibilitatea de pot să stimulați. Mă numesc Caia Georgeta, sunt din Alexandru Cepăm, o bună de Piatra Neam. Sunt aici pentru mine și fiul meu, să fur idei. Foarte bine, pentru dumneavoastră, în primul rând, mulțumim. Și... Eu sunt Elena Polo. Ai încercat, dar... Așa, te rog. Sunt Elena, sunt în Italia 13 ani și am venit să văd ce se poate face acasă. Cu voință. Asta e cel mai important. Mulțumim foarte mult. Sincer, cred că merită toată lumea aplauze. Acum că știm cu cine vorbim și pe parcursul evenimentului de astăzi vom tot schimba informații în mici grupe sau e foarte important pe parcursul prezentărilor și la finalul prezentărilor pentru mei. Să adresați întrebări, da? Sau ce nelămurim de clarități sunt să puneți atunci, să adresați atunci întrebarea. Și eu zic să mergem mai departe cu prezentarea proiectului, ce și-a propus acest proiect, care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească grupul ținte, ce documente trebuie depuse, în ce ordine și ce alte reguli trebuie să respectăm, motiv pentru care o să-i dau cuvântul lui Marian Dascălu, care este coordonator proiect Institutul Bucovina, iar ulterior lui Sandra Lafiu, care este expert grup ținte. Ok, vă rog. Bună ziua tuturor, mulțumim că sunteți în număr așa de mare, nu ne așteptam, sincer. Mulțumim, doamne Lidia. Numele meu este Dascălu Marian și eu voi încerca să prezint proiectul cât mai uman cu putință, fără a merge prea mult pe termeni tehnici și a vă complica mai mult decât e nevoie. Cum am văzut de la prezentarea făcută de Carmen, proiectul e despre români care sunt plecați în străinătate, despre fii care sunt plecați în străinătate, despre fiice, despre părinți
și lista poate continua. Asta e, participanții în cadrul proiectului trebuie să fie români care sunt plecați în străinătate sau care vor să se întoarcă. Dincolo că încurajăm mediul antreprenorial, noi chiar îl și finanțăm. Din 300 de planuri de afaceri vom primi cele mai bune 40 de planuri de afaceri. Ca și condiții esențiale, ele trebuie să fie în mediul urban și ar trebui să fie într-un domeniu non-agricol. Vom trece mai departe și vom vedea o parte din condițiile, cred că sunt condițiile principale care trebuie să îndeplinite. Cum ziceam, trebuie să înfuncționeze o afacere non-agricol în mediul urban, trebuie să fie avut domiciliul sau reședința în străinătate în ultimul an până în momentul înscrierii în program. Adică dacă noi am pornit proiectul undeva prin septembrie, dacă sunt persoane care s-au întors în septembrie, sunt eligibile pentru a se înscrie în program. Trebuie să ai cetățenie română și vârstă minimă 18 ani, pentru că tot există întrebări care e maximul. Maximul este 64. Trebuie să ai cunoștință de specialitate, capacitate profesională și experiență în antreprenoriat. Ce înseamnă cunoștință de specialitate? Cum am văzut că mulți sunt proaspeți absolvenți care termină în străinătate, ei se îngadrează perfect pe partea de cunoștință de specialitate. Capacitatea profesională este experiența profesională dobândită în străinătate și, bineînțeles, experiența în antreprenoriat. Sunt mulți antreprenori, chiar și aici am văzut, dintre cei care și-au deschis o afacere în străinătate și vor să o aducă în România. Vor să încerce același business în România sau poate ceva asemănător. Și, bineînțeles, trebuie să ai reședința sau domiciliul în regiunea de nord-est a României. Vom parcurge așa primii, cei mai importanți pași pe care fiecare dintre dumneavoastră care e interesat ar trebui să-i parcurgă. Bineînțeles, înscrierea și selecția participanților, cum zicea și colegul meu Vasi, corul este deschis până în mai 2018. Ulterior aceste etape, deja ne-am dat drumul din instruirii antreprenoriale. Avem o săptămână în care efectiv punem la punct toți participanții ce înseamnă un business în România, pentru că de multe ori ei fiind plecați 10-20 de ani, poate mai mult, nu sunt puși la punct cu ultimele noutăți legislative, cu ce înseamnă fiscalitate, cu ce înseamnă, nu știu, economia în general. Și timp de o săptămână avem un curs în care îi instruim și care se finalizează cu o diplomă recunoscută ANC. Și bineînțeles, cel mai temut dintre cele trei pasuri e concursul planului de afaceri. În partea a doua, imediat după concursul planurilor de afaceri, dând drumul la afaceri, avem timp de 16 luni, 18 luni, mai exact, în care dăm drumul la business și timp de un an funcționăm. Din bani, cum vin bani? De multe ori apare întrebarea, ok, cum vin bani? Banii primim în două tranșe. Prima tranșă e 75% din cei 40.000 de euro, iar a doua tranșă, după primul an în care am dat drumul la business și am funcționat timp de un an, ar trebui să avem venituri de minim 30% din prima tranșă. Ar însemna undeva la 9.000 de euro. Dacă îndeplinim această condiție, ne luăm și restul de bănuți 25%. Cifră de afaceri, nu profit. Ceva întreba, da. Venituri, cifră de afaceri. Da. Bineînțeles. Ce afaceri nu pot fi inițiate în cadrul programului? Cum ziceam, domeniul non-agricol și trebuie să fie urban, neapărat. Îl văd pe domnul de la... Unde e de acum? Dintr-o bunilă. Exact. Nu știu cum o să-i aduce pe românii plecați din mediul rural înapoi, dar au fost idei. În sensul că s-a pus problema, ok, eu am un business care înseamnă un serviciu. Mă fac un serviciu social, pe undeva prin neam sau undeva la Rozno, că mai sunt. Și uh,
și serviciul poate fi oriunde în tot județul, fără niciun fel de probleme. Da, avem care s-au întors, unul pe tot o creșterie de animale, unul pe tot o păstrăvărie. Da, vorbim de un alt program, de un alt program de finanțare, teme de domeniul producție primare, prelucrare, comercializare de produse agricole, activități condiționate de utilizare preferențială a produselor naționale și tot ce înseamnă transport nu este finanțat din acest program. Și evident, în partea a treia, proiectul se întâmplă timp de 3 ani. În prima etapă e curte un an, a doua etapă 18 luni și cea mai rămâne timp de 6 luni, ar trebui să avem, să ne descurcăm singuri. Asta e și sustenabilitatea afacerii. Bineînțeles, fiecare afacere ar trebui să aibă înființat pe minim 2 locuri de muncă. Este un element impus de finanțator. Sigur, orice fel de să fie. Și soția de locul de muncă. Da, fără nicio fel de problemă. Poate fie business în familie. Deci atâta timp cât ați creat locul de muncă, pe noi nu ne interesează cineva. Poți fie mama, poți fie bunica, dacă are competențe de lucru care l-a creat, e normal de să faci. Am fost o întrebare acolo în spate, dacă aveți muncă, dacă la un moment dat ai amintit de faptul că trebuie să facem un venit de 10.000 de euro, de 9.000 de euro mai precis, și dacă nu-l face, ce se întâmplă? Deci trebuie să știm toate elementele. Asta nu înseamnă că se dăm bani înapoi, dar nu mai primim ultima tranșă, care e păcat să nu primești cei 10.000 de euro, dar nu ai făcut 10.000. Și atunci, dacă nu ai făcut 10.000, există o problemă. Ori dumneavoastră nu v-ați dat interesul să meargă business-ul și clar se va face o analiză, un audit, ori e vina și a echipei de suport care, nu știu, ați avut un business care necesita poate o autorizație care durează sau, nu știu, a necesitat o perioadă de începere mai îndelungată. Vă dați seama că toate aceste elemente legate de fezabilitate, legate de perioadă când puteți începe, legate de investiții, vor fi analizate în concursul de afaceri, a planurilor de afaceri. Nu, vă spunem de la început că noi avem 600 de persoane înscrise la nivel de proiect, din care doar 300 au fost selectate pentru curs și încă vor fi selectate, pentru că vorbim de o perioadă în care încă facem înscrieri, dar acestea sunt, să spunem, persoanele care ne-am propus să le informăm, să le facem să se înscrie, iar ulterior să le și înscriem și vă dați seama că avem doar 40 de afaceri. Deci oarecum e o competiție strânsă și noi la Suceava cel puțin avem peste 150 de candidați înscriși, candidați eligibili care au toate documentele foarte bune, dar să știți că avem și candidați care vor să facă doar cursul. Și punctele să spunem că pe viitor la celelalte fonduri, competențele antreprenoriale va fi o condiție să accesați. Nu o să puteți accesa absolut nimic dacă nu o să aveți cursul. Deci e un curs gratis. Încurajăm și aici ca să se înscrie pentru că vom face o grupă și la Neamț. Deci nu va fi încă pe discuție să nu facem o grupă, două, cât este nevoie. Pentru că avem suficiente locuri. Atâta vreau să completez. Și dacă aveți întrebări, mă rog să opriți să clarificăm. De altfel vom avea și o pauză undeva la 4:30 și vom putea să stăm de vorbă față în față. Legat de domnul consilier al primăriei, să știți că cetățenii care au domiciliu în mediul rural pot să inițieze o afacere în oraș, pentru că comunitatea mea este la o distanță foarte mare de oraș. Deci asta nu e exclus. Nu este exclus. Doar ca să țineți cont că afacerea trebuie să fie în urban și într-un domeniu non-agricol. Forma de organizare chiar nu contează. Pot să fie SRL, pot să fie întreprindere individuală, pot să fie toate acelea care îți permit să angajezi. Ok. Și cele două locuri de muncă sunt exclusiv pozițiile administratorilor sau fondatorilor sau opționalilor? Nu. Poți să fie celor care lucrează, poți să fie administratorul. Deci, tari firmei sunt considerați și pot fi și considerate locuri de muncă? Poți să fie și potențial angajator, da, exact. Okay. Nu, proiectul nu presupune reținerea acelor persoane care înființează în țară. Adică tu poți să ai o afacere și în Anglia, și în
nu știu, unde ai mai fost înainte, poate în Italia, și vrei să o dezvolți în România, îți angajezi doi oameni foarte buni și te duci să-ți urmărești celelalte afaceri. Nu cere întoarcerea acasă. Acum depinde și de afacere. Știți ce dumneavoastră, e greu cu oamenii. Dacă nu aveți oameni de încredere, nu aveți oameni care să vă scoată firma pe profil, e un risc. Este și acel risc. Pentru că atunci când veți fi declarați câștigători, veți avea, veți semna un contract de grant în care veți primi 70% prima tranșă și veți avea niște obligații, pentru că noi, și nu numai noi, consorțiul de echipă, dar și finanțatorul, va face monitorizare, va cere de evidențe de contabile, vor veni să vadă dacă aveți echipamentul, dacă nu l-ați dat, vor analiza revisalul pentru angajați, pentru că unul din elementele importante a programului este crearea de locuri de muncă. Și asta se va urmări cu preponderență chiar în prima perioadă, lună de lună. Vă dați seama că ne aveți și pe noi, care puteți să ne exploatați la maxim. O să avem în echipă trei mentori, care orice întrebare, orice nelămurire, nu vrem dumneavoastră când ați dat drumul la afacere, sunt stresat, vai, vine ANAF de mâine, ce fac, oare am declarațiile, oare am autorizațiile, nu. Toate aceste treburi vor fi aranjate de către proiect. Dumneavoastră trebuie să gândiți de afacere, trebuie să o gândiți pe termen lung, să aibă viziune și să meargă. Asta ne dorim. Aș vrea să mai fac aici o completare despre angajați. Angajați trebuie să fie cumva aceiași de la început, de la sfârșit. Dacă cumva pleacă omul, trebuie imediat să înlocuim altul, să înlocuim cu altă persoană. E vorba de deci nu suntem, da, nu suntem obligați să ținem aceeași persoană, doar să, dacă avem pauză de o lună, ne se prelungește anul încă o lună până facem respectiv. Și să aveți continuitate permanentă. Ei trebuie angajați în primele 6 luni. Deci nu exact de la înființarea firmei trebuie să și angajăm oameni. În timp de 6 luni trebuie să-i angajăm. De exemplu, vă propune să deschideți o patiserie. Întâi căutăm locul, încercăm să-l amenajăm, încercăm să luăm echipament, facem, nu știu, poate trebuie un curs de specializare în torturi. Poate știți patiserie, e obligatoriu să știți, să aveți competențe în domeniul în care deschidea. Poate trebuie să faceți tort, nu știu, altceva. Și atunci, toată partea aceasta se consumă la început, în primele 6 luni, până o puneți pe roate. După ce ați, da, vă rog. Apropo de exemplu cu patiseria, dacă cel care deschide afacerea nu are competențe în patiserie, dar angajează un patiser cu acte, deci nu funcționează. Nu, pentru că programul vrea să evite acel blocaj care s-a întâmplat la Startup Nation, unde se finanțează patronul și nu antreprenorul. Deci noi nu finanțăm patroni. Eu sunt patron, dar habar n-am de domeniul în care fac. Știți, dumneavoastră sunt exemple cu sutele, unde au dat kicks, pentru că el se considera patron. Primul lucru ce a făcut și a cumpărat BMW-ul X nu știu care. În cazul ăsta cine stabilește dacă are sau nu are competențe? Documentele pe care dumneavoastră la înscriere le aduceți. Veți aduce documente de calificare, fie că sunteți calificat, fie că ați profesat în acel domeniu în baza unui contract de muncă, în baza unei fișe de post, în baza unei recomandări și aveți experiență. E foarte important să aveți. Da. Deci actele din sănătate vor trebui traduse și acestea se consideră piese la dosar și vor fi luate în calcul. Pentru că dumneavoastră, în momentul în care veți fi înscris la curs, asta înseamnă că sunteți eligibili. Asta înseamnă că puteți accesa fondul. Adică aveți toate documentele complet. Pentru că vă dați seama, și pentru noi este un risc să declarăm pe cineva că, nu știu, poate fabrică o hârtie, că rămâne creativ. Trebuie să spunem toate lucrurile și atunci, nu știu, o să aducă, nu. Noi vrem de la început să avem toate documentele, să știți că în unele situații se cer chiar dublare de documente, în special pentru reședință, pentru că acolo sunt contracte pe perioadă nedeterminată și poate n-a stat în ultimul an în afară. De unde știu? Și atunci se mai cere, nu știu, un permis de muncă, nu știu, soggiorno, cum se cheamă în Italia, asigurare, că a scris o factură. Adică se mai cere un document ca să fie sigur că da, uite, omul... asta nu înseamnă că în ultimul an trebuia să stăm deci, stop. Deci, scuzați, un contract de muncă poate ține locul unei vize de ședere, unui permis de ședere. Că poate firma, în baza contractului de muncă, vă dădea ei casă și nu plătea chirie. Aha. De exemplu, adică vă dau un exemplu. Da. Da. Trebuie să demonstrați lucrul acesta. Trebuie să vă legate orice document care atestă acest lucru. O factură poate ați plătit-o,
plătiți acolo continuu. Două întrebări legate de chestiune. În cazul celor care își termină studiile în străinătate și nu au muncit pentru că s-au dus la școală acolo, vin în România. Au același statut, ei nu fac dovada că au muncit acolo. Putea să fie și șomer în afară. Da. Doi, dacă prezentăm avantajele, să vedem și riscurile. În cazul în care nu îndeplinești indicatorii, da, din planul de afaceri, 70% este la semnarea contractului, 30% este aportul propriu, până la decontarea. Da. Până la decontarea ulterioară, dacă se îndeplinește, bun. Ce se întâmplă dacă nu se îndeplinesc obiectivele? Returnează cei 70% sau pierde numai tranșa de 30%? Nu, o să se facă o analiză, un audit, așa cum ați spus, și probabil acea persoană va primi o prelungire. Cea mai mult, pentru că vă dați seama și pentru noi care implementăm programul, ne interesează să absorbim fondurile 100%, pentru că și rata de succes a proiectului nostru depinde de câți bani am cheltuit. Dacă eu am... Există și posibilitatea să invit, dacă rămân mai mulți bani, nu știu, 10.000 de la dumneavoastră, 10.000 de la alții și mai facem așa, să mai chemăm pe unul care a fost pe lista de rezervă și să mai dăm un grant. Să dezvoltăm o afacere în plus, există și posibilitatea asta. Dar, în general, banii aceștia oficial nu ar trebui să se ceară înapoi. Doar dacă există suspiciune, așa asta face un audit în expert extern care nu am înțeles. Că e o fraudă. Și atunci clar că trebuie să dați bani înapoi. Nu discutăm în condiții de... Nu. Deci nu se ceară bani discutăm înapoi. Discutăm în condiții de piață. Vă dau un exemplu și am încheiat. Nu vreau să perturb aici discuția. Mai primim două majorări de salariu minim de economie și ne trezim că plecăm cu doi angajați cu salariu de 2000 de lei și ne trezim că trebuie să plătim 2800. Corect. 2800 de lei ori 2 și restul dărilor. S-ar putea să nu mai iasă indicatorul, știți, că se joacă pe de rupere, ca să zic așa. Să știți că aici sunt niște discuții la nivel de AME, să vedem dacă acele două locuri de muncă trebuie să fie full-time sau part-time. Acum nu mai este un avantaj în contextul legislației, pentru că chiar dacă e part-time, doar dacă vă angajați, de exemplu, un contabil și are 8 ore undeva și mai lăsă dintre două ore și al doilea loc de muncă. S-ar putea să fie eligibil, dar să știți că nu avem un răspuns oficial, de aceea noi nu încurajăm de la început să vă gândiți la part-time. Gândiți-vă la full-time și gândiți-vă la o afacere care trebuie să meargă. Dumneavoastră trebuie să gândiți pozitiv. Merge afacerea. Așa fac. Clar, o să fie piedici, o să fie tot felul, că ne trebuie. Tocmai de aia aveți echipa noastră care un an de zile vă oferă mentorat. Suntem cu dumneavoastră. Trebuie să găsim soluții. Ce vreau să mai punctez aici, că ați adus în discuție, cei 30.000 de euro sau 40.000 de euro în final constituie ajutor de minimis. Conform legislației din România, o persoană fizică poate accesa până la 200.000 ajutor de minimis timp de 2 ani. Adică trebuie să vă gândiți la o afacere care, nu știu, vă ajută cu 40.000, dar poate la anul vreți să accesați un fond mai mare, că vreți să dublați locurile de muncă, aceeași afacere. Deci gândiți-o mare, gândiți-o pe termen lung. Și atunci tot noi vă putem ajuta să accesați poate alte fonduri unde să vă suplimentați afacerea. Deci gândiți-o foarte pozitiv și foarte constructiv. Deci nu ne limităm, domnule, a lua 40.000, pentru că aceste elemente de a, nu știu, să urmărim doar să luăm 40.000, nici nu e o sumă foarte mare. Hai să fim serioși, dacă ne apunem să gândim o afacere efectiv ca padă, nu e o sumă care ne ajută. Vor fi situații în care, și chiar avem situații în care candidații au și aportul lor. Deci afacerea mea face 100.000, eu am 60.000, mai întâi 40.000. Vă dați seama că are un punctaj mai mare la evaluare, pentru că omul riscă și cu banii lui. Și chiar avem, pot da un exemplu, cabinet stomatologic. Avem un candidat care vrea să facă un cabinet stomatologic în oraș, destinat copiilor. Deci știți că e o problemă cu aceste cabinete. E o piață foarte bună. Are banii de echipamente. Trebuie banii pentru amenajarea spațiului și riscul acesta, rulajul la început. Iată că are un punctaj bun, pentru că afacerea lui e dincolo de 40.000, nu ne limităm. S-ar putea ca afacerea dumneavoastră ca și investiții să fie pe 2 ani, ceea ce înseamnă că o să căutăm și alte fonduri care vor fi eligibile. A mai fost o întrebare legată de asociații. Candidatul care va fi la curs și care va semna contractul trebuie să aibă 51% din acțiuni, dacă e SRL, da? Puteți să vă asociați cu cineva care mai primit cealaltă parte de bani. Știu, un văr, și gândiți în sensul acesta, așa. Dar dumneavoastră, ca să fiți eligibili la noi, trebuie să aveți majoritatea, să fiți acționari majoritari.
Și nu trebuie să fie înființată nou sau poate fi înființată prin... Da, da. Trebuie să fie înființată nou și noi vă ajutăm, iar costurile de înființare nu le suportă dumneavoastră, tot proiectul. Înțeles. Asta se înființează după ce se termină cursurile? Da, este perioada... se înființează după ce ați câștigat concursul de afaceri. Că poate vreți să o înființați după ce ați terminat cursul și spuneți, mai nu trebuie 40.000, am învățat suficient, este o altă linie de finanțare pe PNDR sau nu știu ce se mai deschide și ce Startup Plus, de exemplu, că tot există și, nu știu, mergeți la o altă linie, unde voi trebuie cursul de antreprenoriat și puteți să o înființați când vreți dumneavoastră. În contextul nostru, o înființați după, cu ajutorul nostru, banii noștri înființați după ce se câștigă concursul. Întrebarea 2. În cazul în care antreprenorul, care, persoana care locuiește în străinătate, nu poate participa la acest curs de instructaj, cine poate să vină? El. Obligatoriu. Da, pentru că, după cum știți, cursurile sunt acreditate ANC. Am înțeles. Ca să fie ANC, e pe bază de CNP. Este o comisie pe lângă AJOFM care vine la evaluare și acea persoană trebuie să participe. Bună ziua, bine ați venit, bună ziua, bine ați acea persoană este efectiv titularul contractului și trebuie să fie prezentă la curs obligatoriu. Dacă mentoratul, dacă partea de consiliere, o puteți face și online, avem Skype, slavă Domnului, o grămadă de instrumente și nu trebuie neapărat să, dar la curs este obligatoriu să fiți aici. Și este important și pentru noi, pentru că la curs o să vedeți, noi stăm, cei mai mulți dintre noi, 5-6, stăm aproape de dumneavoastră, pentru că vrem să vă cunoaștem. Noi avem și o evaluare a omului, pentru că s-au întâmplat foarte multe situații în care persoana a fost rău intenționată. Și atunci încercăm să descoperim, încercăm din dacă chiar afacerea care o vrea este reală, care chiar dacă își dorește, chiar orice element care ne ajută. Deci încercăm să comunicăm și e important să fie față în față. Întrebare ajutător. Da. În condițiile în care această societate care înființează și angajează un administrator pentru firmă, aceeași valabil, persoana cu domiciliu în străinătate trebuie să fie... Nu. Angajații trebuie să fie persoane din România. Pentru prezența la curs este suficient ca administrator, cel care va coordona activitatea să vină la curs, e ok? Deci prezența la curs trebuie să fie asociatul majoritar, cel care are 51%. 51%. Nu ne interesează dacă el, prin SRD, numește un alt administrator. El trebuie să fie cel care are 51%. 51% trebuie să fie cel care are domiciliu în străinătate. Da. Ce frecvență are cursul? Durata și, durata, și planificarea cursurilor, da. Anunțați din timp, da, pentru cineva care lucrează în afară trebuie să știe din timp, să-și facă cerere de concediu. Există un calendar care noi lunar îl actualizăm. De exemplu, noi deja prima grupă am și organizat-o înainte de Paște, pentru că cei mai mulți dintre diaspore ne-au venit acasă și am căzut de acord cei care s-au înscris în anterior, am discutat cu ei și am organizat. Săptămâna viitoare, mai precis, duminică, începe a doua serie, de, a doua grupă. Pentru că avem, avem organizat, așa cum v-am spus, în jur de 300 la nivel de regiune. Pentru cei care s-au înscris dinainte, am luat contactul și am spus, domnule, după Paște rămân, facem cursul. Avem persoane care au spus, eu nu pot să vin decât în iunie. Vă dați seama că încercăm să strângem grupa și să aproximăm ca să mulțumim pe toată lumea. Deci grupele ne adaptăm foarte ușor după dumneavoastră. Când aveți concediu, dar trebuie să avem minim 15. Și ca durată? Ca durată 3 săptămâni? Ca durată nu. Ca durată este o săptămână și intensiv, pentru că acreditarea este de 120 de ore, care înseamnă 40 de ore față-față, 5 zile ori 8 se iasă că-s 40, dar noi am mers cam undeva la 6-7 zile. De ce? Pentru că, să fim serioși, nimeni nu asimilează în 8 ore să stea non-stop. Mai aveți dumneavoastră alte treburi, mai schimbați un pașaport, mai faceți un, mai schimbați un carnet de conducere, adică nu putem să facem non-stop. Și atunci, da, dar este prezența obligatorie. Cu cât timp înainte puteți anunța începerea cursului? Deja știm următoarele 3 sesiuni. Ai prezentare? Nu am, dar pot să spun. Urmează, deci, avem ultima săptămână din mai, 21-27 mai, și ultima săptămână din iunie. Astea sunt fixate. 23 la noi, la Suceava. La Suceava. Da, mai sunt la Iași, este tot în mai, de la care nu știu cum mai, și vrem să mă organizăm și la ultima săptămână din iulie. Pentru cei, pentru în august nu mai avem cum să organizăm și cei care și au vacanță în august să vină cu săptămâna mai repede și să facă cursul. Și
Și de obicei cursul este de 6 zile, la 7 zi examen. Instrumentat legate, semne. Putem spune că pentru a programa și pentru Piatra Neamț, exact. Sau Târgu Neamț, spun dacă vă mai mulți. Trebuie făcut acea înscriere online de intenție de participare la curs. Și acolo există o întrebare, în ce perioadă doriți să faceți cursul? Și în felul ăsta putem aduna datele și să facem grupa. Exact. Deci noi, în momentul în care dumneavoastră v-ați înscris, noi luăm automat legătura cu dumneavoastră, atât pentru completarea dosarului de candidatură, să vă spunem, uite, mai trebuie, nu știu, contractul ăla, documentul ăla, dar și foarte mult vă întrebăm de perioade. Deja doamna Lidia a spus, în formularul online este și opțiunea dumneavoastră, puteți să pună o opțiune care vă convine momentan, ulterior, dacă o știm cu două luni înainte, că e o grupă la Neamț, că e o grupă la Târgu Neamț, noi ne adaptăm foarte ușor, deci suntem flexibili la chestia aceasta. Avem formatori suficienți, putem organiza și în paralel o grupă la Neamț, una la Suceava, una la Botoșa, nu, chiar pentru noi nu contează, noi suntem foarte flexibili. O întrebare de baraj, referitoare la POC, v-ați și eventuale riscuri dacă nu primiți bani la timp, nu știu, tranșele finanțare când primiți bani și nu primiți la timp și nu puteți da mai departe, la timp ce se întâmplă? Din experiența cu candidatul vorbește doamna. Da, 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 e și colega mea de la FONSS și mulțumesc pentru această cale. Noi facem parte din Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale și Corina Lucru este colega noastră de acolo. Da, ne-am gândit, pentru că, vă spunem sincer, noi deja avem o întârziere, noi nu am luat salariile pe ianuarie, februarie. Ne gândim să facem cererile de plată în avans. Tocmai de aceea, în momentul în care noi am încheiat contractele de subvenționare, dacă avem perioada de mentorat și o să vedeți și o surpriză pe care o să o prezinte colegul meu, cei care au câștigat planurile de afaceri vor pleca într-un business camp în Belgia, unde vor sta o săptămână la antreprenori care au afaceri în domeniul lor. De exemplu, dacă fac patiserie, mă duc în Belgia la o mare fabrică de patiserie. Cofetărie. Iau acolo o grămadă de prăjituri și dulciuri și voi sta acolo o săptămână pentru că partenerul nostru Altis asta va organiza. Deci business camp-ul va fi acolo. Vă dați seama că nu se va întâmpla totul așa. Adică am încheiat contractul, să spunem, în septembrie, cel târziu, așa aveam limita. Noi estimăm că până în, nu știu, în decembrie, cel târziu, o să primim bani. Deci întârzierea nu a fost foarte mare. Dar aveți dreptate, ne-a luat în calcul și acest risc. Avem oricum o perioadă de 6 luni în care ne putem primi bani. În perioada în care dăm drumul la business, adică banii de înființare sunt prinși în alt buget. Eu iau în calcul dacă în septembrie se evaluează business plan-ul, da, și data, ok, eu se face firma. Nu se poate apuca de nimic dacă nu i-ați dat banii ăia. S-ar putea ca unele afaceri să necesite investiția imediat, pentru că omul vrea să-și ia echipamentul care sau construcții, e afacerea lui, și vine iarna. Sau iarna și mai pot construi. Da. Și plus de asta, trec ca la 12 luni când trebuie să obții 9.000 de euro. Cu cât scurtezi perioada, mai puține șanse să obții 9.000 de euro venituri și... Da, dați seama că și pentru noi e o preocupare să facem toate demersurile, să depunem cererile de plată și cererile de rambursare foarte repede, pentru că noi, de exemplu, acum am făcut în fiecare lună cererile de plată. Pentru că și noi suntem organizații guvernamentale, avem mai multe proiecte, m-am arătat, dar toate proiectele au regimul lor. Eu nu pot să iau bani dintr-un proiect și să-l pun la alt proiect, vă dați seama. Și atunci noi am făcut cereri de plată, astfel am suspendat și taxele la ANAF, pentru că nu putem să plătim taxele, neavând dublajul și sperăm că nu o să fie un blocaj mai mare de 3 luni, să nu fie ca în 2012, ne-am avut un an. Teama mea este din cauza situației din țară, politică și economie și așa mai departe, de să nu fie un blocaj între decontarea cu Uniunea Europeană. Da, noi am văzut, cel puțin la programul nostru la început, am primit banii foarte ok. Chiar în prima prefinanțare, vreau să spun că și a doua prefinanțare, pentru că se merg pe două tranșe de prefinanțare, deci au fost foarte ok. Acum, de când au schimbat din nou ministru, deci asta e cea mai mare problemă. Când se schimbă din nou ministru, se schimbă și cred că camera pot să ne zică la ADR, că suferă cel mai mult, dar și ADR-ul e ca un ONG, că nu fără aveți proiectele voastre. Ce vrea să spuneți este faptul că noi, la nivel de țară, oricum suntem în urmă cu gradul de absorpție, motiv pentru care cred că niciun nou ministru nu își va asuma
să nu ia deciziile la momentul potrivit ca să înainteze cererile. Dar nici nu poate repara în scurt timp ce n-a făcut, ce n-a făcut anterior. Da, de asta vreau să spun, că avem deja un târziu destul de mare și nu cred că în continuare va permite cineva să ne organizeze, dacă o să putea să mai primi. Să dea Dumnezeu, eu nu mă doresc că voi ca organizație ați făcut tot posibil să vă zici pași să preveniți astfel de asta, dar să facă externe care le puteți controla. Da, să un pic la legislația nu depinde de noi, da? Eu mă am încă câteva întrebări. Care sunt criteriile de concurs pentru definirea planurilor câștigătoare? Bună întrebare. Criteriile de concurs este o metodologie care va apărea în luna mai. Această metodologie nu o facem noi, operatorii de granturi, cum suntem numiți, ci o face AMEU, Autoritatea de Management. Proiectul nostru este printre primele semnate ca și contract. Nu cred că o să aibă întârziere, dar cu siguranță cele mai multe dintre criterii sunt cele legate de fezabilitatea planului de afaceri. Dacă în zonă, de multe ori am fost întrebați de oameni, bun, eu vreau să vin acasă, am lucrat în domeniul, nu știu, construcțiilor, dar spune-mi, te rog, ce merge în Suceava? Sau ce merge în Moltoșani? Adică să le dăm o soluție de business. Foarte greu să spui ce merge, da? Sunt elemente, știți dumneavoastră, studiul de piață, ținem foarte mult și de perspicacitatea dumneavoastră de a găsi nișa, relația... Studiul de piață, dacă vreți să-l fac...